Bună ziua! Prezentăm astăzi un nou telefon de la LG, din gama Low End. Este vorba de A258. Este un telefon de tip clapă. A fost lansat în luna iulie 2011. Are 92 de grame. Vine cu un display TFT de 256.000 de culori, ce măsoară 2,2 inci și suportă rezoluție de 170x220 de pixeli. Mai observăm și un display secundar, mono, de 96x64 de pixeli, ce măsoară 1 inci. Foarte util în momentul în primim diverse notificări și informații, inclusiv despre baterie, oră, dată, cât și rețea, dar mai primim notificări legate de mesaje. Ok. Sistemul de operare al telefonului este unul nativ. Ecranul principal poate fi configurat cu diverse informații. Putem adăuga câteva contacte preferate sau observăm că momentan este activat un widget de vreme, însă nu se actualizează deoarece nu este conectat la internet telefonul. Cât tot vorbim de conectivitate, vine cu Edge, clasa 12. Pe ecranul principal observăm trei aplicații care putem să intrăm. Meniu, respectiv contacte sau cel care ne duce la un meniu secundar cu cele mai importante aplicații și utile, cum ar fi cel de muzică sau de jocuri. Hai să intrăm în meniu. Mesaje. Are suport pentru SMS-uri, EMS-uri și MMS-uri. Contacte. Are suport pentru 1000 de contacte cu apelare foto. Memoria internă a telefonului este de 10 mega și suportă un card microSD până la 8 GB. Suficient dacă vreți să folosiți telefonul pentru muzică. Bineînțeles, putem configura un client de e-mail cu push e-mail către acest telefon. Meniul de media. Telefonul vine cu suport pentru fișiere de genul MP3, AAC, AAC+, AMR, H.263, cât și MP4. Camera este de 1,3 megapixeli și poate să facă poze la o rezoluție de 1280 pe 1024 de pixeli. Avem posibilitatea și de zoom digital 2X. Poate să înregistreze și video la o rezoluție de 176 pe 144 de pixeli la 15 frame-uri pe secundă. După cum vă dați seama, este o cameră modestă. Opțiuni diverse. Contrast, luminozitate. Diverse efecte. Putem să trecem și pe modul video. Putem să reglăm dimensiunea pozelor. Moduri, timer. Hai să revenim la meniu. Intrăm în meniul de Radio FM. Avem nevoie de căști, ce acționează cu o antenă pentru a putea asculta. În această ocazie vă prezint și accesoriile. Pe lângă căști mai găsim acest adaptor, cablu de date, respectiv încărcător rețea, voice recorder, meniul de imagini, file explorer, avem posibilitatea de a vedea fișierele pe care le avem pe telefon, setări, profile, display, timpul și oră, conectivitate, vine cu Bluetooth versiunea 2.0, alte informații de apeluri, securitate, informații despre memorie. Întotdeauna e ideal să revenim la stările din fabrică dacă vedem că telefonul merge greu. De multe ori aceasta este o soluție. Organizer, aplicații, telefonul vine cu suport Java, și câteva jocuri preinstalate, sunt versiunile demo, alte aplicații, Facebook, Twitter, Orkut, găsim și Opera Mini, browserul nativ, cum spuneam, avem nevoie de internet pentru a putea folosi. Mă trebuie precizat că telefonul vine cu o baterie de 900 mAh, care conform producătorului rezistă 100 de ore în modul așteptare și 4 ore în modul vorbire. Acesta a fost prezentarea telefonului LG A258. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.